Dirk. Persona în fugă, mousepad-ul. Marius, îți merge mousepad-ul? A, nu fugi. V-ați antrenat? V-ați pregătit? Bă, eu zilele trecute. Hai că ieri. Am mai jucat pe ladder, dar n-am. Nu pot să zic că am făcut. Mă, restul n-am mai jucat de 5 zile. N-am mai jucat de când am jucat cu Teo. What the fuck? This is serious shit. Very serious shit. Nu, vine Mike Med din Bulgaria și trebuie să iau cu mașina. Pleci? Nu acum, dați-i drumul. Mai stăm dacă... Nu, e ok, trebuie să-i dați drumul. Băi, eu sunt gata. Ne mutați voi după aia? Da, vă mut eu acum. Da, așa. Baftă. Baftă. Am timp de două 12 pull-uri. Nu știu dacă vedem 12 pull. Da, e un pic... e un pic cam comod doar ca al nostru. Deci, Corsarul n-a mai jucat de 5 zile sau de 6, ceva de genul. Rami a jucat azi. Deci... Păi s-a încălzit. Da. Special Tactics. Pronostic? Măi, e greu. Ținând cont că Corsarul n-a jucat și Rami s-a antrenat, cred că o să fie primul meci pentru Rami, al doilea hai să zic și Corsarul, da. Se supără, așa. După aia o să fie iar Corsarul, că nu o să iasă lui Rami un build. După aia o să revină da. Rami și după aia ultimul o să câștige, cred, Corsarul. Eu zic că... Na, suntem la fel tot cu 3-2 Corsarul. Go avem. 3-2 sau 3-1 Corsarul, așa prevăd. Nu știu, eu cred că Rami are multă bătaie în el, dar nu știu de ce, dar prevăd că o să-l supracapareze un pic Corsarul. Ideea e că Corsarul mi-a zis că am mâncat pui, dar cu 2 ore. Deci ar trebui acum să fie ok, știi? S-a digerat deja, gata, dar nu mai are sevrajul ăla de după. E cu rezervorul plin. Rami nici nu trebuie să zică gata, e mereu gata. Păi să-i dau deja? Nu, să așteptăm să zică, că pe nu ne trezim că refacem meciul. Baftă. Roger, baftă. Verificat sunetul să fie ok. Avem, da. Bun, avem. Gata. Cred că stătea și se uită la ecran. Că a avut nevoie de pauză după încălzire. Doi dintre cei mai puternici participanți din această competiție. Un brachet demn de o zi de duminică. Corsarul e cam locul 2. Și eram în contenderul pentru locul 2. Exact. În colțul din dreapta jos îl avem pe Corsarul, zărgul nostru foarte inventiv. Iar în colțul din stânga sus îl avem pe Ramizor, protosul nostru Microgod. Să vedem ce iese din meciul ăsta. Da, ținând cont de cum a jucat Corsarul în ultimele meciuri și așa, e pe fază, adică build-urile sunt corecte, timing-ul e foarte bun, dar mă aștept la push-uri early din partea lui Rami, că știe că nu poate să-l lase prea mult, mai ales că Corsarul preferă foarte mult Roach Warren-ul. Mm-hmm. Acum, Corsarul de regulă are un match în care nu e atât de în formă și după își revine. Să vedem acum cum deschide. Nu reușește să-i blocheze natural la Rami. Hedge first. Și ar trebui să vedem și un pull imediat după. Special tactic-ul lui Corsar. Până acum un build standard, un build standard. Vedem proba asta. Încă nu și-a pus 12 pull-ul, interesant. Scuze. Gaz și după. Gaz și după. Acum. Oh, gate first. Gate first, frumos. Gate și Nexus. Zici de Nexus înainte de Cyber. Da, scuze, da, am vrut să zic Nexus înainte de Cyber. Da, se pare că o să avem un macro game, zero cu e stea căsică, își vede de treabă. Face economie.
Acum, de văzut dacă corsarul pune roach și se duce din două baze sau ia a treia. Cred că o să pună roach, că ei se spawning pool-ul și natural în același timp. Un moment sensibil pentru Lamizor, știe că nu, nu trebuie să-i fie frică de nimic. Tip, avem o unitate în zid. 4 câini de la corsar. Și un adept din partea lui Ramizor. Da, fără crono pe el. Crono pe Nexus. Să fie niște bracketuri foarte corsarul interesante. Corsarul mai au bază. Corsarul merge greedy. Greedy, greedy, chicken greedy. Are și vision asupra lui Ramizor, ce e adevărat. Double gate. Deci, nu are trei, nevoie de 3 baze pentru mid game, altfel nu prea are ce să facă. Early start gate din partea lui Ramizor. Da, dar nici un pic de harass, niciun timing ar fi fost foarte bun dacă apărea unui să iasă adeptul ăla. Acum avem starport de la Rami. Sarun a făcut scout la minutul... Bine, la minutul 4 face în mod normal. Corsarul nu știe de Stargate, Corsarul nu știe să mai face una. Încă nu știe, mă aștept ca minutul 4 să vedem Overlord-ul cum se duce să scoteze main-ul. Îmi place skin-ul la câini. Gândăcei autentici. Avem Queen. Oracle o să joacă, o să iasă imediat. Sporul e pe fază. Da. Avem spor la main. Mă aștept să vedem și la naturală spor, curând. Un Queen întinde creep și o să meargă probabil la treia. Și-a luat gază, dar nu luminează din el. L-a păcălit. Rami pune un Nexus. Și Oracle îl ține la treia. Ok. Foarte bună abordare, dacă faci un bun contra, dacă îți vine cu vreo 6 căței, că îți face față energia. Da, dar în mod normal trebuie să faci harass și să faci scout, că Rami acum nu știe de natural. Ia să vedem ce face cu Stargate-ul. Nu mai face nimic, atâta. Se pare că e doar un Oracle de vision și apărare. Ok. Avem vreo schimbare de tech din partea corsarului? Bane. Acum. Nu văd Bailing Nest-ul. Este la natural la zid. Bun, mai vedem un Oracle și probabil Rami o să ducă cu doi Oracle în același timp. Din, mă aștept, două locuri diferite. Aaa, și iese spor crawler la natural între timp. Și da, la a treia. Previzibil. Avem 3 baze la 3. 46 la 54 cu drone. Un mix scout, n-am văzut Twilight Council-ul și Forge-ul. Dar a văzut target. Ar putea să cipească Queen-ul ăsta acum. Ciup-ciup, când doi oră că-l faci față. Da, e indecis și nu atacă, atacă creep-ul. Îi dă undle creep jos. Da, a pierdut energie pentru două tumori. Da, da. Și-a activat energia cam degeaba pentru două tumori. Da. Și merita și-a arătat unitățile. Da. Și-a arătat avantajul. Da, corsarul... E comfy, are număr de... O să fac un Banebust și... acompaniat de... De nimic deocamdată. Păi mă gândeam că o să fac un upgrade, poate mergea pe Zerling Speed, dar văd că... A pierdut un Oracle, Rami. E riscant. Mhm. Pierdut un Oracle, ăsta pare că nu o să facă măcar un Revelation ar fi fost bun. Armata în sine, compoziția a văzut-o. A văzut. Bine, n-a văzut tech încă. Nu prea are să vadă tech deocamdată. Da, un joc foarte liniștit. Trim face ground și blink. Să vedem stalkeri. Un joc foarte liniștit. Hacere din partea lui Corsaru. Da, un joc bătrânesc. Da, un joc bătrânesc, cum se cuvine. Așa de încălzire. Supply-urile la armată fairly even.
A treia, un pic expusă la ravizor, dar... Am impresia că a patra bază a pus un pic cam târziu corsar. Luminează gaze. Zici tu, pune și Rami, da. Sunt bune stasis-urile astea. Dar uite-te la diferența de economie în momentul de față. Da, corsarul are bancat 3000 de minerale, nu prea are gaz. Are nevoie de... Să facă o tranziție spre lurkeri, cred. Face Hydra de nu? Posibil. Să vedem. Sau face acum, dar un... trebuie mai mult gaz. În orice caz. Main are un singur gaz. Fi uitat de... Ravizorul a pus 4 change gate-uri. Charge-ul e la research. O avem Spire. Să vedem... Mute sau direct Corruptor și după Greater Spire. Mamă, deci... Minutul 7, n-a fost niciun engage, serios. Dar... Nimic. Un noroc al care a murit aiurea. Atât. Și 3 drone. Pentru corsar. Bun, sau 3 câini. Avem un warp de stalkeri. În momentul de față, 18 stalkeri vs. 60 de câini. I'll take that trade. Și teoretic corsarul ar fi trebuit să fi văzut poziția. Îmi plac creeperile, tumorile cum le-a pus. Acum revelation, singur revelation o să-i curățe creeperul ăla, da. Îi vede bailing. Da, și Bane a intrat cu... Ok. Stalkerii sunt Queen is strict jump kick. O să tace totodată. A ținut armata lor avizor surprinzător, deși i-a făcut surround. Da, a făcut un engage super prost cu sarul. De așa se joacă cu oracălii. Da, Rami n-a făcut neapărat, nu știu ce engage. A profitat de momentul în care corsarul n-a fost atent și armata aia s-a dus singură. Trebuia să-i dea baza jos și să plece, nu să pușeze. Corsarul trebuie să aibă grijă, că în momentul de față are doar 8 hidre. Bun, acum că ajung și câinii o să poată să facă contenta cu trebuie. O armată de zeloți venind în ajutor. Exact, da, ce-i trebuie al Rami. Și avem a 5-a din partea lui Corsar și a 4-a fully saturată din partea lui Ramizor, dar nu minează gaz. Amândoi jucătorii banchează minerale. Da, Rami are foarte multe probe. 84 de probe. That's the only way to go against Dirk. The only way there is. Nu, no, e chiar ok. Trebuie splash. Da, dar uite-te și tu un momentan pic. Momentan e ok compoziția asta până apar lurkerii. Exact, merge mai mult pe carne de tun în momentul ăsta decât pe tech. Dar trebuie să facă tranziția curând, că altfel o să rămână mult în urmă. Ținând cont că n-are singurul lui vision, sunt oracălii. Acum face un robotics bay și încă un robot facility. I-a dat a 5-a jos și a făcut work la templari. Templar pe care îi ține, pentru că își termină imediat stormul. Ah, face niște arconi între timp. Dar nu avem observer deloc. Nu avem vision din partea lui ravizor. Nu. Nu joacă în blind. Da, corsarul nu are o compoziție, ok, are doar hidre și câini. A crezut că o să facă ravizor o tranziție spre voiduri și de-aia a mers pe masă hidre, probabil. Când a văzut Stargate-ul. Ideea e că... A avut Spyro-ul ăla făcut, da. Se vedea stormurile? Stormurile? Gata, sunt făcute. Ar trebui să aibă storm. Are vreo 6 stormuri. A avut nada cancel. Și da, e reticent, corsarul știe contra ce se bate. Un storm bun. Încă nu are armatul care să poată să... curățe cum trebuie. Și Arconia sunt un counter foarte bun. Brand asta e super eroină. Da. Un storm bun. Ok, corsarul face Corruptor acum. Și n-avem Greater Spire. Corruptor pentru ce? Eu am plecat la datorie, puteți să nu mă băgați în următorul meci, dar revin. Tot cred că
mamă, cel mănâncă, tati, cel mănâncă. Da, din compoziție momentan, da bine, a pus lor, credeam, dar cam târziu și Hydrada totuși au damage de la Storm. Cel mănâncă, un engage foarte prost din partea lor Amizor, trebuia să mai aștepte un pic. Două stasis-uri ar fi făcut toată diferența, mai ales cam 2 ore că erau energie. Nu, nu-i băga în față, mamă, de cât oră că ăla era. Ți-am zis, măcar două stasis-uri, pentru că nu avem vision deloc din partea lui, nici din partea corsarului. Nici măcar un overseer nu are lângă el. Na, colosul, un colosul pretenosul, acolo. Colosul pretenosul. Bă, ciudat cum îl pierderam eu pe ăsta printre degete, că a avut câteva minute bune în care corsarul nu avea poziție ok. I-a dat probabil rally direct pentru observer și nu... Colosul sigur a avut rally acolo. Îmi place warprism-ul ăsta care stă lângă pilon și lângă bază, foarte util. Acum mă uit de curiozitate câte gate-uri avea, avea 16 gate-uri, de ce nu a atacat din... L-a prins din spate, ia să vedem ce face. Na, n-a dat blink, a luat hit-urile alea iurea, va da blink. I-a mâncat mare parte din charge rods. Da. Dar că... Dar e o compoziție cu care Ramizorul poate să treacă în față. Nu ți-ai de ce mai face colo. Până apar lărcării, da, dar odată ce apar lărcării, din păcate, nu prea... Bine, faci un distractor, dar nu o să ajung un singur distractor. O premoniție. Dacă jocul ăsta mai durează măcar încă 5-7 minute, eu cred că o să vedem pe corsarul care o să facă broodlords din caracteri și lărcări și o să aibă o compoziție de broodlord lărcări cu câini și tre. Păi mai e până iese hive-ul, trebuie să fac greater spire. Mai durează. Vedem. Până atunci ar trebui să închidă cu distractori. Vedem dacă iese. Avem în sfârșit un al doilea atac. Am pregătit niște zeloții pe cea parte de jos. Curios cum a făcut Corsarul un blind. Mamă, pila aia. Am pierdut multă Corsarul aici. A rămas 10 caracter care vomită de ciudă. Nu sunt cu altceva. Îl dau, uite că au dat baza aia jos. Și până acum Corsarul a pierdut 2000 de minerale în plus. Deci sper ok. Da, avem un atac la 4 jos și i-a dat baza. Curios că încă n-avem lărcări. Zeloții aia fac value serios. Avem aici 16 zeloți care momentan pot fi testați. Ciudat, corsarul are larve. Ar fi avut timp să facă. Da, da, nu știu, sau... Ciudat cum a pierdut. Adică ok, n-am făcut engage-ul ăla bun. Treia, dar... Avea timp să-și facă din nou armata. Bun, meciul 2 va fi pe Moondance. Ready. Nu știu, sloppy. Corsarul a făcut niște coraptori în blind. Rami a făcut niște colosuri. Cumva i-au dat o însemnătate coraptorilor. Dar în ultima fază corsarul a stat cu 15 larve fără să facă nimic.
Meciul 2. Avem un punct pentru Rami momentan. Colțul din stânga sus avem pe Corsar, Zerg. Iar în dreapta, Rami, Protoss. Harta este Moondance. Avem o listă aici bine definită, trebuie băieți pe ce cum să joace. Definit 5 hărți. Avem pilon în față, harta asta este super safe. Practic îți, te face să-ți asiguri singur zid pentru 3 baze și să stai super confortabil. Corsarul deschide cu spawn first. Ceea ce ar putea fi ok dacă reușește să ajungă cu niște câini și să-i facă contest la zid până când îi apare un adeptul corsar lui Rami. Dar o să pună hatch. Se duce la scout. Verifică de piloane. Bun, se duce cu 6 câini. Rami a dat cancel la naturală când a văzut câinii. Bravo. Cu cyber un pic întârziu. O să avem un zelot. Dar o să mai dureze până o să avem și altceva. E un pilon care din păcate nu e pus bine. Ha, avem cancel. Bun. De bază ar trebui să fie pus adept. Baterie. Pit. Adept. Adept. Ah, au intrat. Fac surround la zelot. Bun. A calculat bine. Și am asta cred că o să fie match. Patru câini. Una. Două. Trei. Patru. Pe 26 probe până acum. Și l-a forțat să-și facă un hard wall. Să-l între timp n-a luat a treia. Se mai duce cu patru câini. Bun. Corsarul a luat a treia jos. Păstrează... Și păstrează baza din colț pentru mai târziu, probabil. Se retrage cu câinii. Corsarul în spate cu dronele. Are aici un pilon super aiurea pus. Mă, ce cu ei? Nu știu de existent. Baze din colț? Ei, iau, ei n-au cerut hărțile, deci. Ar fi trebuit să fi știut hărțile. Corsarul face roci și o să preșară acolo. Și Rami momentan într-un singur gate. O să vedem Stargate. Dacă se duce pe Void direct, e super. Încă n-avem diferență mare de probe. Deși mie nu-mi place dacă aici o să vrea să ia bază. Poziția în care acum nu e ok. Să vedem, dacă îi scautează, o să vedem cancel aici. Mai safe era să-și ia baza din colț și să țină zi. Teoretic ești din spate, măcar cu tech. O
Avem 4 rău și 4 zeloți și 4 berlini. Aia mor degeaba. Roger trebuia să fie făcut. Ravager, facem numai 3. Și din fericire pentru Rami, corsarul nu a tâncat 3-a. Și dacă nu o să vedem rally point pus aiurea, vedem, e bine. Baza aia s-ar putea să fie ascunsă perioada. Avem un oracle. Și atât. O singură baterie și un singur pilon care face populat. Cam greu. Cam greu să țin. Vila aia a picat de ce? Vila cu baterie. Și pe pilon. Probele fac mineral walk foarte frumos. Ok, acurat decent, dar vedem încă și pe Roach, care cred că o să închide jocul. Mi-e ideea în care n-avem voice. Cam cu asta ar fi trebuit să fiu răspuns. Face blink. Nu e, e scump. Face acum blink stalker. Trebuie economie și nu are economie acum. Nu are nicio poziție ok cu care să țină choke point-ul. Cyber-ul e foarte expus, e un singur plan care ține power la tot. Să vedem, avem 5 stalker și 2 oracle. Sus 13 roceri, cum uita. Roceri au intrat. Dau power down la pilon. Mai avem 2 gate-uri. Da, damage-ul face. Nu mai avem baleca, baleca este prins în misiune. Cam asta cred că e match-ul 2. În ideea în care, și dacă nu iese ușul ăsta, damage economic e foarte mare, Rami în 30 de probe. Avem 5 queen-uri. Queenii intră liniștiți, au descoperit cea treia. Sau de baleca. Salut, nu se mai aude baleca, că trebuie să plece. Hai că intru eu după. Sigur. Bun, mă aștept să vedem GG curând. Cursorul a 4. Avem și ler. Focusează Nexus direct. S-a răzgândit. Face trade-uri nu atât de ok, dar... De ecorul care a rămas spre energie. Se retrage pe ei. Avem aici o linie de spinecloră. Niște ravageri. Da, nu știu cum pot să mă întorc în meciul ăsta. 70 de drone la 32 de probe. Sau acum așteaptă pute. Gazul e ok.
13 zloți fără charge. Bun, și vedem mute în producție. Cursorul se atace din două planturi. Deși în poziția în care e, ar putea să atace pe toată armata într-un singur loc și facă damage. Vedem bile? Reducerea, dacă nu dau bile, mamă, n-au văzut bine, dar bad engage de la cursor. În sfârșit, cam târziu. Și și-a arătat mutele. 11 mute versus 3 stalkeri, probabil versus 6 stalkeri la mod. Web of Phoenix, de voi. Avantajează pe corsar, o să atace din două fronturi. Facă cât de mult haras poate undeva unde să lupteze pe Rami, fie să își împartă armată, fie scoatător. GG, clean. Corsar a citit bine harta, Rami probabil s-a putut un pic la zid și au intrat câinii. Și de acolo a început să pierdă meciul. Bun. 1. Avem meciul 3 pe Cosmic Sapphire. Alo. Hello, bună seara. Bine ați bună venit. Seara, bună seara. Bine v-am găsit. Văd că ai energie, ceea ce e bine. E bine, bine când ai energie. Se cade energie. Aoleo. Nu mai avem pe corsarul care să dea... Înțeleg că e 1-1? Da, 1-1, ne pregătim pentru meciul 3 pe Cosmic Sapphire. Opa. Cum ți-a părut meciul? Mi se pare că nu sunt încă la viteza la care ar fi. Juca normal. Ei? Nu știu da. Ce să zic. A fost mișto, a fost mișto pressure-ul pe care l-a punctat. Fix acolo a fost cheia, la zelotul ăla, când urlam Prinde zelotul! L-a prins. Mi-a făcut sora în cam ăla, a făcut meci. Și faptul că nu știu de ce a decis Mr. 3 în față în loc să ia în spate. Da, cred că nu știau băieții, că niciunul n-a luat bază. Ciudat e că ei au ales cărțile, știi? Ai că... A, Marius n-a dat accept, ok. Și nu e ca și cum... Nu știu, hărțile sau ceva. Bun, păi să înțeleg că începe următorul meci. Da. Media, da. Meciul 3 pe Cosmic Sapphire. Avem ready de la Rami. Avem ready și de la Corsar, pot să-i dau start deja. Bun, ești pregătit? Noi trebuie să jucăm săptămâna viitoare. Da? Nu știam. Uh-huh. Bine. Nu am mai jucat. Bun, best of 5, 1-1, meciul 3.
Meciul 3, ține-te pe ei, Punk, avem sus pe Ramizoru și în jos pe Corsar. Introducerile deja s-au făcut, să înceapă meciul. Mare sunt să explicăm ce fac băieții. Scrie mare, scrie în două locuri acum. Pac. Pac, pac. Pilon, shock point frumos în față. Corsarul dronează. Și pune probabil hedge first. Oh, l-a verificat de... Nu, no, Corsarul face macro. Duce hedge first. Face mic. Hatchery first. No cheese. Un hatch super late. Da. No, așa. Nu știu. E risky. E, oricum am venit. Faci... Dar să-i fac acum canon, frumos. Pune spawn-ul, pune spawn-ul. Spawn-ul, pune spawn-ul, bă. Ce, uite, nu-și pune spawn-ul, frate. Uite că nu-și pune spawn-ul. Lasă... A pus, ba, așa te trezi, bună dimineața. Așa. Știu, ciudat. La mi-a pus și el repede bază, că na. Când vezi că e așa în spate, zergul. Când mănâncă-l. Oh, da. E, un pic în spate. Da, și era mi acum ar fi trebuit, a pus al doilea gaz, să mai pună și trei gate-uri să ducă pe el. Nu scoate nicio unitate. Nici el nu se grăbește. Da, nu știu. Nici un jucător nu se grăbește. Ciudat. Niciunul, nici măcar Pero nu face. Și o cere cu Arsaru. Sau se duce super tare pe... Face doi acum, da... E greedy. Amândoi sunt greedy. Da, nu știu. S-au boxat destul până acum. S-au bătut ok. Au fost niște engage-uri, dar în alea impresia mea a fost că cel puțin ăla care era atacat nu era neapărat atent. Primul meci Corsarul a pierdut niște unități așa de-am pula, niște banks care s-au dus. Dar el a pierdut la primul meci când s-a dus acolo și a lăsat unitățile să moară. Nu s-a refăcut și... Da, n-a dronat, n-a făcut din larve nimic. N-a fost... Bun, a treia bază la Zerg. Crono, așa, hai să facem ce tech decision ia. Space, facem Star Wars, Stargate. Mergem pe Space Ramizor. Da. Al nostru face layer, nu face layer. Face layer. Acum Rami a încercat face și match-urile câte să meargă pe aer și n-a făcut value cu Oracle. Poate Oracle. Bine că face Queen-uri, asta e bine. Adept Oracle. Dronează în continuu. Dar Corsarul a făcut scout cum trebuie acum. Nu știu ce știe el, nu știe nimica. Cum? A văzut Oracle-ul pe domnul. A, da, gata, l-a văzut. Ce contează, a văzut. Da, a văzut. Și avem 4 queen-uri plus în producția încă una. N-avem sport, dar dacă spune, sigur, trebuie ok. Te scauta de proxy. A treia la proto. Are destui pero, acum face tot pero. Trebuie să pero. Pero masiv atac la a treia și face hidre dacă aș fi în locul. Oracle, că defensiv nu-și pune a treia. Mai ar trebui să te duci pe Aras. Exact, trebuie să facă pero. Trebuie să facă... Gata, e safe în bază, n-are treabă. Trebuie să asigure că nu știu să fac un pic de damage. Pune creep. Oracle attack. Oh, n-are la treia. A ciupit ceva, a ciupit ceva. Dar ne scrie cineva pe chat. Win defense. Este live. Este foarte live. Te uiți la un campionat de StarCraft? Numește Pelicanului Cup. Suntem în stage 2 din competiție. Da, meciul este live între Corsarul și Ramizor.
Bun. Ai ceva din Oracle ăla? Atacul a fost chiar ok. Da, da, a murit 7 drone. Mai bine dacă era pe la 3, bun, baza 4. Deci pe ala transiție pe stol. Twilight Council Forge. Deci e puternic pe armata de ground. Avem un wannabe world. Acu e world. Ok. Ish. E ok pentru un bane, poate să fac un pic de delay. Nu știu de ce nu-și pune lair. Nu știu ce nu-și pune lair. În primul meci la Feraf cu lurker den și lurkerii nu i-am văzut deloc. N-are... Bine, nu-i gaz, după aia... Trebuie să-l pun, adică chestie de timp. Are gaz, poate să-l pună... Focusează pe Pero. Da, da, câinii n-a făcut nimic serios până acum. Se duc la 3-a, zam, zam, zam. Acum așa ceva. Bun, atacă debris. Painingness, Devo, Chambere. Puneți lerul, bun. A pus rău ce a pus și le. Bun, suntem pe canceau. Între timp, Ami se duce cu Oracle în sfârșit. Să verifice a patra. Se duce în naturală. Da, acolo e bine. N-are poziție de atacat la mine, sorry. A văzut Bainestul. Cățelușii sparg acum pietricelele. N-avem un canal anume. A văzut cățelușii. Care stau degeaba acum, m-au obosit. Mama, are cățelușii. Hai, bossul, că pune și un queen acolo, bază, aia. Păi ce fac. Face cumva carriere, nu mai face. Bun. Na, hai, vezi. Bocai-s frumos. Oh. You've not enough pero. Tot pero s-a cam. Ideea e că e minutul 7, cursorul afară de câini n-are nimic serios. Roge, să mai aibă un pic pe spate. E head in supply, bine el așa cum e. Nu și-a luat un tech decision. La mine are 20 de probe în față. Da, da. Da. Cu mult spero. Dacă pune și upgrade-ul de Bane e tare. Imediat se termină 1-1. Cred că atunci poate fac. Opa, bază nouă la Protos. Bun, avem Infestation Pit. Să facă Hive și probabil Cracklings. Da, mersi. Pe canalul ăsta streamuim noi de obicei. Poți să vezi replay-urile și există și un canal de YouTube unde poți să vezi tot ce s-a jucat în campionat. Și dacă vrei să joci cu noi, la un moment dat o să share-uim un canal de Discord. Bun. Bine, și se duc. Picuricis pe poziție. Da, se duc așa, iurea. Blank. Și o să Nu, ce fac licuricii? Licuricii. Bă, partea bună că nu intră în stasis. Ba, intră în stasis. Licuricii. Da, uite. Doi intră în drone. Fuck, da. Opa. Un damage e acolo. Aoleu, dar este de licurici. Murit o probe așa din doi bane. Bă, nu știu, corsarul n-are drone. Nu e ok. Ba, bun, licuricii n-o să ajungă, dar vine un atac al protosului. Mulțumim, o să-ți trimite un mesaj pe canalul de Discord. Aoleu. Dacă vrei să joci cu noi. Stokerii. Bam 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 bam. Și adepții, stokerii și zeloții. Urmează invazia roceristă. Un engage super dubios. Aaa, de ce nu se bate cu... De ce și-a spliduit armatele? De ce face? Nu știu. Nu, e atent. Din nou, avem o situație... era focusat pe injectori. Și-a trimis armata, a făcut injectori și-a uitat de armata. Dar a pierdut aiurea armată. Pierdut 12 roceri. Long run e bine. Bun, invazie de Pero. Rocerii țin acolo spate în timp ce Pero distrug baza. Hai Templar, mult, mult hai Templar. Mai mult gaz, banca. Să actualizăm link pe Discord dacă nu merge. Poate le-ai activitatea sau ceva.
Pero vin să raforțeze stalkerii. Ah, dar au ieșit arconii aici, a făcut-o de 5 de... Trebuie să taci cu toți câinii înainte. Dintre toți. E ok că a folosit câinii aia să-i dea 3 jos, dar... Nu e jos. Problema e că mai departe corsarul o să aibă armată. Are 11 larve care nu face nimic. Acum își pune, își pune, își pune. Nu mai are bani, gata, aia spart, face rău ce. Na, că i-a dat-o la drona. Nu știu, băieții sunt foarte suporte ce teniți. Dacă e să joc cu ei, să țin cont să joc la ora 9 seara. Flank attack de zeloți? Da. Split attack, două părți. Rami joacă ceva, trebuie să face, facă un atac. Zeze. Și avem aici un număr de drone. Într-o poziție nefirească. Opa, da, le-am văzut alea. Hai că s-au putut la muncă. Și a, a văzut aici armata și a văzut și flancul, dar... Insistente. Bun, ravagerii. Bun, murit două brande. Cranky s-a atacat ăsta în flank. Da, da, acum vine atacul main. Da, da. Avem prisma? Nu avem prisma de la Rami. N-are prisma, n-are nici mai nici mă. O, leu, arconii. Stai 17 gate-uri să n-ai prisma. Arconii, arconii. Din nou, atac de zelos pe flank. A mai picat un arcon. Cover-ul lor zi văd zeloții. Dar nu știu dacă i-a văzut și corsarul. Bun, să vadă că vrea să-și pună baza acolo. Oh, vine atacul. Și trage dronele? Nu. Se trage armata. Îi distrage atenția timp în care îi curăța a treia. Bă, corsarul a fost foarte lene și ăsta, nu știu ce a făcut. Oh, aici i-a prins iar aiurea. Oh, ești arcul? Numai sunt 30 de drone. Da, nu face trupe. Și... Încă nu mai are injecție. E cam 2 la 1 pentru Rami. Și nici Rami nu mi se pare în forță. Ar putea să țină acum cu valul nou de unități shaping. Nu știu, armata lui e împărțită între hatch-uri. Pierde a treia. N-are macro hatch în spate. Stormurile sunt ok. Cu arconi. Oh, arconii. Prea mare să facă corsarul cu 2 hatch-uri versus 15 gate-uri. L-a ucis, a avut omul în mână, dar l-a pierdut. L-a pierdut aiurea. Pierdut pe faptul că a rămas foarte mult timp cu câini. Dar hartă Glittering Ashes. Acceptă Rami. Sigur, și avem 3 minute pauză. Bun, între timp... Haideți să... Chiar că super comeback ce a avut Rami. Share-uim un canal de Discord. Dacă aș putea să-l citesc pe Baleca.
Fiindcă trebuia să câștige acolo, să capitalizeze. Da, ideea e că corsarul a pierdut armată aiurea, n-a folosit bile-ul exact și cum zice Toie pe Twitch. N-a făcut value. Și, the fuck, ești zerg. Și zerg early, în afară de bilele alea, n-ai nimic altceva de castat, adică... Da, zero use de corozi în bar. Și a stat pe câini foarte mult. Până la urmă Rami și-a decis să facă arcon și de acolo cam ăla a fost match. Treac hidrele. Hydra lurker. Rami zice că-i bubuie inima, a fost încordat. Da. Să știi că match-ul ăsta l-a câștigat Rami pe greșelile corsarului, nu? Pe muncă, da. Așa se e, Glittering Ashes, e? Înscrieri o să se facă în Pelicanului Cup. Nu știu, mai facem Winter Edition anul ăsta sau facem 2023? Probabil, da, cred că va fi. Noi acum suntem în ultimul stage din cupă. Avem... Cred că mai avem 4 meciuri? Nu, da, avem, mai avem... Nu, avem mult mai multe meciuri, de fapt. Avem 3 în lower bracket și... Cred că încă 2 upper bracket. Bun, avem go. Bun, go, 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 avem... Go din partea căsărilor. Bun. De curiozitate, ce MMR ai? Snack stream? Snack stream. Da, avem un spectator interesat să participe. Bun, colțul de-n jos. Protossul care vine cu rip. The stat, ele stats, frate. Rami este stats, este the shield of fire. Rami zor. Și în colțul de sus, Corsar. Zergul care văd că în seara astăzi cam pierde, încet încet. Da. Zergul care nu face tranziția cum trebuie. De acum avem spawning first. 12. Opa, bun. Da, da, da. Proba se duce la scout. Să fie ok. Pilon în față. Opa, și vede că era armata a doua. Se panicheze. De ce nu îi blochează? Ca să vadă ce se întâmplă. Păi avem mai multe premii la o pereche de căști pentru un anumit jucător. Da. O să avem probabil o cupă. Cred că ediția asta o facem din lemn, nu? Folosim altă... Ediția trecută am avut o cupă printată. Acum ar trebui să avem una din lemn. Da, câștigătorul ediției trecute a câștigat o cupă super mișto 3D, fix aia cum e la campionat. Yes. Da. 3800 MMR, oh. E bun. Și ce era să joci? Bă, nu știu cât de slăbuț ești, average-ul jucătorilor e undeva la 3000 MR. So. Bun, vin căței, hop, avem feral attack-ul blocat. Da, o să pice gateway-ul? Cam dă jos. Da. De ce nu pune... Ok, pune... Îi pulză baleca, pune pilon. Și zerot la mare. Avem rally ok de data asta. Bravo. Sloping. Avem adeptul scos. Și ce? Bateria ar trebui să încarce cyber-ul. Dar nu-l încarc. Nu. Ne ține până în suspans.
Bun, și-a dat cancel la ele și își face research-ul. Zărgu e încă în 16 drone. Trebuie să vedem a treia de la Zerg. Nu, că n-are bani, a făcut Earthpool. Acum a da. Pus-o, tot n-are. A, ba, de ca dronat în timpul ăsta, n-am mai făcut overkill deck. O să speram îmi spargă bani pe toate. Prostii. Niciun gaz până acum. Protus. Cursorul merge din nou pe... Baba nu merge pe toiletă. Bada care mai e treaba. No, sărăcuțul un dezavantaj, da. Nu pentru mult timp. Twilight. Avem Twilight. Bă, dar să vedem Blink din nou. Face ia uite. Știu, dar mi-am mers pe același build. Tot cele 3 meciuri. Păi, a, hai, redec. Face pic de scout sing. Doar două gate-uri. Provocare se duce în... Neant? Da. Se duce pentru ce? Pentru bază sneaky? Nu știu. Sau poate să facă... Putea să pun un Darkshire acolo. Cred că-i face Darkshire. Mm-hmm. Ar fi un play. Băi, pe poziție. A pus pilonul. Vedem. Cursorul că trebuie să aibă a patra bază acum. Că l-a văzut că nu face overseer. Chris Pedro încă nu a început serios. Avem 4 queen. Avem un pilon aici. Băi, îl prinde rău de tot cu Darkshire-ul ăla. Fii atent că asta îl nenorocit. Fii atent că a pus tot gate. A pus gate. Ciudat. Dar și-a asigurat meciul ăsta acum. Da, asta cred că era intenție. Nu știu ce, e greșit asta. Nu știu, hai să vedem. Punem acum armata, între timp Zergul stă pe dronat. Injectat. Da, dar stă pe 3 baze, nu e ok. Paining nest. Nicio, vine atacul. O să patru acum. 20 de pero pe țeavă. Ia, iar prinde câinii aiura. Care speed. Asta n-are speed. Wow. Aoleu. Wow. Aoleu, uite cum se wow. Wow. Mamă, nu mamă. Trebuie. L-a pus acum, e bine. Mamă. Da, azi. Cred că vedem 3-1. Nu, lasă bat. Cum o să nu pui speed? Retrage dronele, că nu e ok poziția aia drone. Nu. Mai e la jumate, mai trage de timp dacă mai poți să trage. Fă-i bang. Da, nu prea. E și supply block acum. Iată, acum cursorul trebuie să retragă cu tot. Bane aia optimiști. Na. Deci, acum putea să-i rupă armata dacă avea speed, va? Da. Dacă avea speed, era în poziția ta acum. Bă, partea bună e că încă mai dronează de acolo, deci într-un fel e ieșit. E ieșit, bravo, a ținut. Fără speed, bravo. Cum a avut noroc, s-a retras. Bă, Rami, dacă citea harta asta bine și se ducea cu diți, da. Chidea meci. N-avem niciun spire, gata, niciun ieșit. Spor. Ce a 3 bază? Nu, ce probleme. Se duce acolo. S-a luat și la 3-a. Se duce la a 4-a. Face charge. Încearcă un atac.
Da, de data asta la 4. M-a văzut. Îl interceptează. E un număr consistent de câini acum. Dacă ar fi venit cu toți odată. Da, tot e bine. Consistent pero, hai. Bun, și l-a cam ajut nivelat. Dar avem un atac aici, o să-i pice a treia. Tras dronele, asta e bine. Avem destule queen cât să fie ok. Na, că o să mai fi trebuit să pun acum baza. Dată și să ataci. Mai da, fac niște bani. Iar atacă la Iurea numai cu parte din armată. Nu face Baneling. Da. Uită-te și tu. Iar acolo. Bine, avem upgrade la Bane. Asta e bine, da. Mai fac. Hai, hai că facem micro, fii atent. Hai și pune Bane. Ah, cam am avut noroc cu Rami, care a trimis zeloții direct în Bane. Se retrage de acolo. Da, mai bine că se retrage. Nu, n-a făcut play-ul bun. N-a făcut play-ul bun. Și n-a la bază între timp. Ai mai mult Bane. N-ai cum să fii în același număr cu Protoss. Corsar 3500 de minerale. Păi na, așa e când n-ai larve. Te op larve acum. Uite, și-i dă timp lui Rami să-și facă tech ok, să-și facă splash. Face Hydra, happy. Avem de data asta un War Prism. Prism aia dacă se duce în main. Și avem 50 de câini, 16 Bane versus 7 Toker, 10 Zeloti. Face Colossus și l-a nivelat. Da. Încă mai avea Windows atace, cursarul. Face Infector, hai că. Nu, că acum atacă când îi se fac upgrade-urile. Trebuie să facă Hive, să facă Hydrinal. Dacă tot joacă full Pero, trebuia să joace full. Opa, astea că avem atacul. Singurul loc în care nu ar trebui să atace acolo s-a dus. Nu are niciun Bane Link, uite-te și tu. Nu. Are 16 pe Bane, dar ține-n bază. E bine că am mai luat o bază, dar am știe de ea, pregătește warp. O să-i dea deny. Dai cancel. Trimite câini. A dat și cancel, bun. Ok, mă retrage câini. Nu-i retrage. Ok. Au pierdut cam același resurse amândoi. Doar că Rami are avantajul de Protoss, baza 3 mult mai safe. Da. Uite, are 22 de drone într-o bază, nu, iar se pierde Quarsarul. Da, da. 25 în natural wise, acum face transferul. Incam da, are un pic de avantaj Rami. Face și poziția lui Quarsar, dar nu capitalizează pe ce are. Nu, și uită să-și ia bazele chiar după. Ies Arconi, măcar acum are hidrele. Da, da. Dar n-are lurker. Normal trebuia să aibă lurker, Dan. Îl face acum ce vrea să facă, mute sau cu raptori. Mute. Ar putea să țină cu Bane și cu Bane dacă atacă cu mutele în alt. Nu, uite front. Că scoloși are. Ceva are 2, nu o să așa, da, bine, sunt arconi, ăla e problema. Dar queen-urile dacă sunt pe fază și dau inject și dau transfuse. Nu e pe fază și uite și tu, ezită, n-atacă cu armata, a pierdut queen-urile. Dacă e bumul Alistin, a intrat cu Baneling de aia. Da, dar nu-și apără fază. Vă mi-o storm. Nenorocire.
Nenorocire, unde e armata? A dispărut. Da, s-a topit. Hai că vin mute. Mutele alea optimiste. Să ia fie topit de arpoane. Ia uite cum mor, ia uite cum mor. Mamă, avem 3 minute. Ouleu, GGG, urât. Stai ca ala-i meci. Am avut un macro fish în acolo. Nu știu ce strategie de constant zerglings. Nu știu. 6800 de minerale de la corsar. Ce-ți fac după aia? Ne-ai cheltuit. No, ăsta a fost meciul. Felicitări, remizor. Felicitări, felicitări, dragi jucători. Mersi. No. Ai făcut numai că ții contra Coloș și nu prea merge cu Arsar. Ginge Marius. Ginge. Nu știam care Coloș decât după ce am văzut la sfârșit. Păi da. Abia ieșiseră și am plecat cu ele. Bad tech decision. În rest ai avut super mult value, tu puteai să capitalizezi, cum zice Sergiu Lix. Baleca. Trebuie să-i dai pam, 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 direct. Erai pe situații, dacă știai unde să pui punctele și... Da, a fost bine, a fost micuștă. Foarte bine, Fioara, mi-ai făcut super value pe unitățile pe care ai avut. Am învățat și un build nou de la Harstem. Pe care? Chiar că mi-a ieșit ăla cu multe gate-uri și... Third base și Oracle și... Ăla da, ai fost un pic mai turtle, Hero. Dar... Îți putea intra în bază. Multe situații, cum a corsarul s-a dus mereu și ți-a atacat a treia, că îți făcea split. Era altceva. Dar corsarul nu n-a făcut tech-ul cum trebuia. Bazele de afară au distrus. În ultimul meci a uitat de speed. Counterele de zeloție, mereu, da. A fost foarte ciudat. Aia e. Ei, nu-i vina nimănui că nu te-ai jucat, nu te-ai pregătit. Ai fost cocky să stai 6 zile fără să te joci. Ah. Ce să faci? Nici n-am prea avut timp. Bine, am avut timp. Hai să nu mă cac pe mine atâta. Bun, și săptămâna viitoare avem capitanul și... Marmara. Și mai cine? Cred că ar trebui să începe să jucați cu exces, voi. Da, eu cred că am meci cu exces. Da, capitane, noi trebuie să ne jucăm noi doi plus Baleca cu... Ok. Noi în lower bracket avem 3 meciuri. Tu cu mine, tu cu Baleca, Baleca cu mine. Și acum okay. Am picat și eu în lower bracket? Așa ar fi normal. Stai așa să ne uităm pe diagrama magică.